Deși municipiul Drobeta-Turnu-Severin se consideră a fi un oraș european, aici circulă adesea în voie căruțe trase de cai. Acest aspect îi îngrozește pe participanții la trafic, care se declară nemulțumiți. Severinenii care circulă la orele de vârf se declară de-a dreptul nemulțumiți de prezența în trafic a căruțelor trase de cai. Aceste utilaje reprezintă un real pericol atât pentru șoferi cât și pentru pietoni. Nu e corect să circule pe drumurile publice, că animalele pe aici, că e și șoseaua refăcută, toate drumurile publice sunt puse la punct. Nu e normal ca să treacă animalele pe aici. Pasnic este, cel puțin pentru noi cu mașinile și pentru alții, pentru că evitându-i pe ei, putem să facem și accidente la pietoni. Vă încurcă și înțeleg că sunt un real pericol. Un real pericol. Am văzut și eu pe TikTok că chiar în Severin s-a întâmplat asta. Urât de tot, necontrolat. Dacă nu-l verifică nimeni, au îngustat drumul cu pista asta de biciclete, n-au putut să facă de prima dată. Vi se pare un pericol în trafic? Chiar pericol, nu că pericol, mare pericol. Poliția locală spune că circulația căruțelor este permisă în cartierele mărginașe, însă acest traseu nu este respectat. Dovada stă numărul mare de sancțiuni aplicate. În ceea ce privește poliția rutieră, oamenii legii pot da de asemenea amenzi la rândul lor. De la începutul anului până în prezent, poliția locală a aplicat 117 sancțiuni contravenționale pentru încălcarea acestor fapte contravenționale, cuantumul total al amenzilor fiind de 117.000 de lei. Pe lângă amenda contravențională, agentul constatator poate dispune și măsura complementară de ridicare a vehiculului cu tracțiune animală, situație în care vehiculul este restituit în momentul în care proprietarul face dovada plății amenzii contravenționale. Să nu pătrundă pe drumurile modernizate sau pietruite cu roțile vehiculului murdare de noroi. Să nu transporte în vehicul persoane care stau în picioare. Nerespectarea obligațiilor ce revin conducătorilor de vehicule cu tracțiune animală se sancționează cu amendă prevăzută în clasa 4 de sancțiuni, 9-20 puncte amendă. Autoritățile locale spun că există pârghii pentru a-i sancționa pe căruțași. Mai mult decât atât, le pot confisca animalele, însă odată cu plata amenzii, proprietarul o poate lua de la capăt. Cei mai mulți deținători de cai nu au proprietăți pe numele lor, astfel că circuitul amendă, confiscare animal, restituire poate dura la infinit. Din păcate, sunt concetățeni ai noștri care nu respectă regulile și de pe drumul care le permite, drumul mărginaș ce le permite să tranziteze zona de oraș, se abat și intră și în cartiere. Am confiscat căruțe, am confiscat cai, le-am dat amenzi și atunci când și-au plătit amenzile, au putut să-și ia înapoi atât cai cât și căruțele. Aici avem o problemă pentru că legea ne obligă să avem grijă de cai, trebuie să le dăm să mănânce, nutreți, fân și suntem puțin așa într-o situație delicată, dar am făcut și acest lucru. Sperăm să rezolvăm această problemă, sperăm ca amenziile pe care le dăm să-i oprească pe acești oameni, ne spun de multe ori că din asta trăiesc. Pentru cei mai mulți proprietari de cabaline aflați în situația dată, animalele reprezintă singura modalitate de a se întreține.